Salut, dragii mei prieteni! Astăzi doresc să vă prezint acest model superb care se execută foarte ușor și se formează în două rânduri. Haideți să vedeți cât de ușor se lucrează. Montați un lănțișor în multiplu de 9 plus un ochi stânga și dreapta pentru margine. După ce le-ați montat, ridicați un ochi și lucrați primul ochi, care va reprezenta marginea, dar îl veți lucra numai în rândul al doilea. Din acest moment, numărați 1, 2, 3, 4 și în al cincelea ochi, începeți și faceți un evantai din 6 raze, piciorușe înalte, avem nevoie de 6 raze pe care le veți lucra pe toate în același loc. 3, 4, 5 și 6. Avem cele 6 raze, numărați 1, 2, 3, 4 și îl fixați cu un picioruș scurt. La fel, numărați acum 1, 2, 3, 4 și în al cincelea picioruș vom monta la fel. 6 raze, un evantai din 6 raze, doi, trei, patru, cinci, și 6. Numărați la fel 1, 2, 3, 4 și îl fixați cu un piciorul scurt. Și așa mergeți de la un capăt la celălalt. Bun, am ajuns la margine. Avem un singur picioruș, îl lucrați scurt și acum ridicați 1, 2 și 3. În această margine vom face o petală datorită faptului că suntem la margine și avem nevoie doar de o singură petală. Trageți o dată. De două ori și de trei ori și ați format o petală, o închideți și acum formați un distanțier din trei ochiuri, 1, 2, 3 și îl prindeți exact între cele 6 piciorușe, respectiv 1, 2 și 3, la mijloc. Cu un picioruș scurt, continuați cu un distanțier 1, 2 și 3 și între evantaie, exact în mijloc, vom forma două petale, asta însemnând că veți trage de 3 ori, o dată, de 2 ori, de 3 ori, închideți petala cu un piciorul scurt, un distanțier 1, 2 și treceți la a doua petală, în același loc. 1, 2 și 3. Închideți petala
și continuați. Un distanțier de 1, 2, 3 și în mijloc, unde avem cele 6 raze, la 3, între cele 3, cu un picior scurt, distanțier 1, 2 și 3. Și la fel, între evantaie vom forma cele două petale, tragem de 3 ori, 1, 2 și 3, închidem cu un picior scurt, distanțier 1, 2 și facem și a doua petală exact în același loc, 1, 2 și 3. Închidem cu un picior scurt, 1, 2, 3. Distanțierul îl prindem între 1, 2, 3, în evantai după a treia rază, 1, 2, 3 distanțier, suntem la margine, la margine formăm doar o petală. La fel, tragem de 3 ori, 2 și 3, închidem și ne întoarcem să facem marginea. Bun. Acum, uitați-vă ce frumos se văd petalele noastre. În mijlocul petalelor, acum vom forma evantaiele. Pentru că suntem la margine, formăm numai o jumătate de evantai, asta însemnând 1, 2, 3, partea de margine și numai 3 piciorușe, asta reprezentând jumătate din evantai. Al doilea și al treilea pe care îl vom fixa aici, exact unde am prins pe rândul anterior firele, iar acum între petale vom forma cele 6 raze. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și îl vom prinde, îl vom fixa aici, unde am fixat pe rândul anterior distanțierul. Ia uitați-vă cât de frumos se formează și cât de ușor. Deci l-am fixat, acum în mijlocul petalei vom face din nou 6 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fixăm cu un picior scurt deasupra celuilalt, suntem la margine, avem nevoie numai de 3, deci 1, 2
și 3 și, bineînțeles, un picioruș de margine care să ne fixeze lucrul frumos, să facă bordura frumoasă. Am întors și acum vom face aici, în mijloc, între evantaie, petalele. Asta însemnând 1, facem distanțierul, 1, 2, 3 și între evantaie vom face petalele noastre. 1, 2, 3, închidem petala cu piciorul scurt, 1, 2, distanțier, intrăm în acea zonă, facem petala următoare, 1, 2 și 3, închidem cu un piciorul scurt, distanțier 1, 2 și 3, pe care îl fixăm între 1, 2 și 3, în mijloc. Cu un piciorul scurt, distanțier 1, 2, 3 și între evantaie facem din nou două petale, 1, 2, 3, fixăm cu un piciorul scurt, distanțier 1, 2 și a doua petală exact în același loc, 1, 2 și 3, distanțier 1, 2, 3 și așa veți continua până la margine. Haideți să vedeți cât de frumos se formează. Uitați-vă cât de frumos se formează. Nu vă rămâne altceva de făcut decât să creșteți. Modelul este repetitiv. Este un model plin pe care l-aș recomanda în special pentru jachete și pentru căciulițe. Dar rămâne la latitudinea dumneavoastră pentru ce veți dori să-l folosiți. Doamnelor și domnilor, vă doresc o zi plăcută și vă aștept în continuare la un nou clip. O zi bună și multă sănătate vă doresc!